scripturii, încercăm să sprijinim atât cât putem orice manifestare care înseamnă o clipă, o pată de bucurie într-un peisaj primăvărat, dar tern. Încercăm să demonstrăm că gura humorului își dorește și chiar și reușește să fie gazda unor manifestări culturale de tradiție și, de ce nu, a unor noi manifestări culturale. E o provocare, o provocare și pentru noi și cred că și pentru iubitorii de film. E o întoarcere la rădăcină. Se vorbește foarte mult despre viitor, dar nu trebuie să uităm trecutul. Și atunci e bine să ne întoarcem acolo, de unde cinematografia românească, de fapt, își trage seva și să încercăm să-i cinstim pe cei care au fost pionieri în asta. Mi se pare, așa că la început, extraordinară încercarea asta de a prezenta tradiționalul și modernul la un loc. Călătoria asta în ani și cred eu, până mai ieri eram chiar convins că va fi un succes. Dacă va fi sau nu va fi un succes, asta ne vor demonstra sările, ne vor demonstra cei care sperăm că vor participa în număr mare la acest nou început și sunt convins că la sfârșit vom putea discuta despre ce ar trebui să fie îmbunătățit în ediția a doua. Așa cum gura humorului a obișnuit deja, nu ne apucăm de începuturi numai să ne aflăm în greață. Sunt convins că veți asista împreună cu noi la prima ediție dintr-un număr, sperăm noi, foarte mare de ediții. Se vorbea mai adineauri despre complementaritate. Aveți un festival de film internațional, fotografie. Vom vedea. Poate vom reuși să le cumulăm, poate vom reuși sau va reuși acest festival să-și găsească efectiv sau să-și descopere existența de sine stătătoare. Numai viitorul ne va putea da răspuns la aceste întrebări și viitorul începe astăzi și se termină poimine. Am încercat prin caravana filmului sau caravana cinematografică cu care am realizat un preambul al acestui festival să-i gâdilăm pe humoreni și nu numai despre în latura aia sensibilă care înseamnă plecarea către film, către artă, către arta cinematografică. Vă mulțumesc că sunteți aici și vă rog să participați și la momentul în care vom trage concluzii și vom aștepta chiar sugestii împreună cu cei care conduc festivalul, cum să facem să fim mai bine în ediția a doua. Vă mulțumesc că sunteți aici, domnul Pucer, și sper să acceptați microfonul direct. Mulțumesc, domnul Tomar, vă mulțumesc că sunteți prezenți. Aș vrea să spun câteva cuvinte, nu vreau să vă plictisesc, aș vrea să spun câteva cuvinte despre conceptul acestui festival, care reprezintă, așa cum menționa și domnul primar, o binare de vechi și nou, de clasic și modern. În lume există mai multe festivaluri similare în care filme mute, sau presonore, cum prefer eu să le numesc, sunt însoțite de un acompaniament muzical live, fie că este vorba de ceva simplu, un pian, sau chiar de o trupă, diverse stiluri sau o orchestră. Există în Italia, există în Marea Britanie, există în Statele Unite ale Americii și ne-am gândit să facem și noi ceva similar în România. Și pentru a găsi o cale de acces către publicul românesc, în acest caz publicul din gura humorului, ne-am gândit publicul românesc care nu este obișnuit cu astfel de experimente la limita dintre cinema și muzică, ne-am gândit să aducem filmele cât mai aproape de ei, prin coloane sonore cât mai moderne, cât mai la zi, cât mai populare. Așa s-a născut festivalul. Selecția filmelor a fost și nu a fost dificilă. Nu aș vrea să vă plictisesc, dar aș vrea să vă dau câteva repere. Nu știu în ce măsură cunoașteți istoria filmului românesc.
primul lungmetraj, primul film românesc de ficțiune cu actor, a apărut în 1911, se vorbește pe mort fatal, ținat de Grigore Brezeanu. Acest film s-a pierdut, era un mediumetraj, dar s-a pierdut. Din păcate, din cele aproape 100 de filme presonore, realizate în România între 1911 și 1930, cam 80% s-au pierdut. Asta e o mare dramă pentru cinematografia românească. Așa că a trebuit să alegem din filmele care s-au păstrat. Și am ales primul lungmetraj de ficțiune românesc care s-a păstrat. Este vorba, sunt sigur că ați auzit toți, de Independența României, 1912, un film la care și-au adus aportul la regie atât Grigore Brezeanu, un geniu pe coace, la 19 ani, cât și fiul marelui actor Iancu Brezeanu, cât și un alt mare actor al național din acea perioadă, Aristide Demetriade. Acesta a fost primul film realizat cu ocazia aniversării a 35 de ani de la Război de Independență. După aceea s-au mai făcut, cum spuneam, în jur de 100 de filme, cam vreo 20 s-au păstrat și am ales alte lungmetraje relevante. De exemplu, filmul din această seară, Manase, al lui Jean Mihail, este considerat de mulți critici cel mai izbutit film presonor realizat în România. Cea mai izbutită, și în același timp cea mai izbutită dramă. În timp ce filmul de mâine seară este cea mai izbutită comedie. Este vorba despre Maiorul Mura, în regia lui Ion Timuș, avocat, care nu a recidivat după aceea în câmpul cinematografic, care beneficiază de scenariu și de interpretare lui Jean Georgescu, un viitor mare regizor. Mai avem un film, și am să vorbesc doar de lungmetraje, numai detaliez și scurtmetrajele, pentru că avem 5 lungmetraje și 4 scurtmetraje care vor preceda. Filmul lui Martin Berger, Venea o moară pe serete, ecranizare după Sădoveanu. Martin Berger s-a remarcat, de altfel, este un regizor german și este foarte important faptul că în anii 20 se puteau face în România coproducții cu Germania sau cu Olanda, cum este acest Venea o moară pe serete. Martin Berger s-a remarcat și prin faptul că a realizat primul film românesc sonor, este vorba despre Ciuleandra, care, din păcate, s-a pierdut în 1930. Deci, la puțin timp după introducerea sonorului în cinematografia mondială, cu Pântării Sfârgez. Mai avem, în închidere, un film de aventuri, care va deschide o serie foarte populară de filme cu haiduci. Este vorba despre haiduci, al lucrurilor Cioroșanu. El făcea parte dintr-o trilogie inițial. Au fost realizate trei filme, Iancu Jeanu, Haiduci și Ciocoii, de același regizor cu Corea Cioroșanu, din păcate doar Haiduci s-a păstrat. Deci este un film de aventuri care deschide o serie foarte populară în cinematografia românească, care a mers până în 1989. Acestea sunt lungmetrajele pe care le-am selecționat pentru prima ediție. Ele sunt precedate de filme comice, scurte, Lac în Harem, Așa e viața și Gogulică ce trebuie, plus un film inedit, una dintre primele animații românești, Haplea de Marin Iorda. Nu este chiar prima, pentru că primul cineast care a făcut animații în România este Aurel Petrescu. De altfel, Marin Iorda chiar a luat camera de... a achiziționat camera de filmat urban a lui Aurel Petrescu pentru a-și face animațiile. El era desenator, avea bine desenată cu Haplea și a cumpărat camera lui Aurel Petrescu, cu care acesta a făcut primele animații românești, având la personaj pe păcală, țină care, din care s-au pierdut. Marin Iorda a cumpărat camera și a făcut cu ea prima animație care s-a păstrat. Este vorba despre Haplea. O veți vedea și pe aceasta în cadrul festivalului. Muzica care însoțește filmele este foarte importantă. Este o coloană sonoră creată special pentru acel film și pentru contextul în care este prezentat. Deci, fiecare experiență cinematografică este unică și, ca atare, sper că un public cât mai numeros va fi prezent la fiecare întâlnire dintre acestea, mai ales că aceste filme sunt foarte, foarte greu accesibile. Nu știu unde veți avea ocazia să vedeți Manase sau Maiorul Mura.
deci majoritatea filmelor sunt remixate de DJ Underwing și în seara aceasta va cânta pe Manase o trupă foarte interesantă, foarte importantă, o trupă avantgardistă, aș putea spune, Abatonii Industries. Și în ultima seară, concertul de închidere va aparține trupei Rhodes. Cam aceasta despre concertul festivalului și despre ce v-am pregătit. Sperăm să vă avem alături și de la perioada festivalului până duminică și cedeți cuvântul directorul executiv Mihai Mindiriciu. Bună ziua! Ceea ce aș vrea să mai adaug, în fiecare zi programul este de la ora 19 până la ora 22. Și încă două lucruri. Este primul festival de tip CineMix, este un concept original și inovator în România, nu a mai fost organizat un astfel de festival. Și încă un alt lucru inovator și unicat, ce se întâmplă în perioada asta la Gura Humorului, este expoziția de afișe de film. Bun. Eu, în calitate de reprezentant al companiei Marami Invents, co-organizator acestui festival împreună cu Primăria Gura Humorului și mulțumesc pe această cale, în mod special domnului primar, că ne-a primit și ne-a ajutat ca să putem organiza acest festival. Trebuie să mai mulțumesc Consiliul Național al Cinematografiei pentru sprijinul nereambursabil acordat în organizarea festivalului, Institutului Cultural Român și Arhivei Naționale de Film. Mulțumesc în mod special partenerilor media și aș vrea să menționez pe cei de la Radio România Iași, TVR Iași, Nord-Vest și Rock FM. Și n-am decât un mesaj de transmis tuturor humorilor. Vă așteptăm în fiecare zi, de astăzi până duminică, între ora 7 și 22. Mulțumesc! Aș vrea să înțeleagă toată lumea, nu se adresează acest festival numai umorenilor, există un parteneriat încheiat între Inspectoratul Școlar Județean și noi și așteptăm la Gura Humorului, așa cum deja am fost amenințați, pe toți membrii cineclubilor care funcționează pe lângă colegii de din județul Suceava. Așa că sunt convins că adresabilitatea nu este numai de Gura Humorului, ci de întreaga zonă, cel puțin întregi județ. Mulțumesc! Întrebări. Domnul primar, sunteți convins că există public pentru film mut? Ce vă răspund? Eu sunt publicul pentru film mut, pentru că de atâtea ori am rămas mut când am văzut, mă uit la televizor, încât vreau să rămân și mut de uimire când mă uit pe ecran. Așa că trăim într-o perioadă în care suntem muți de uimire, din păcate nu știu, de admirație, așa că ar fi bine să ne ducem la râm, la resursa fenomenului. În schimb, filmul mut, spre deosebire de ceea ce încercam să sugerez acum, înseamnă artă. Și întotdeauna e bine să te apropii de zona asta care îți poate aduce mici satisfacții efemere, dar reale, valorabile. Alex, pentru părinții Radio România Iași, aveți în vedere pentru următoarea ediție o trecere la cealaltă etapă istorică, anii 30-40, pentru că sunt foarte interesanți filmul românesc sonor deja. Tot, n-am să spun eu, nu, dar părerea mea este că trebuie să finalizezi o etapă, să o parcurgi și după aceea vedeți era mai 100. E logică, ar trebui să vedem, că nu mai avem ce prezenta și mai sunt, sunt sigur, producții de valoare care n-au încăcut acum. O să trecem, dar domnule director, în general și în particular, ar putea să răspundă să întrebare. Să comentați. Da. Fiind un festival de film și muzică, ne gândim în special la filmele personale, pentru că ele se pretează cel mai bine acestui demers. Într-adevăr, și în anii 30 și 40 s-au realizat filme românești interesante, dar ele pot fi abordate într-un alt tip de festival. Acesta, prin
în virtutea acestui parteneriat, acestei îmbinări de film și muzică, trebuie să se adreseze filmelor rezonore, așa cum este întreaga lumea unde mai există elemente similare. Da. Și dacă ar fi să ne gândim, putem să rămânem pe filmul mod, pentru că există atâtea capodopere internaționale. Noi am început cu film românesc și la Toamna la Voroneț și am ajuns la, deja la noua ediție a Festivalului Internațional de Film. Și uite așa, cred că putem să ne gândim chiar să internaționalizăm, pentru că sunt convins că și acum și filme cu Chaplin și filme cu Frații Lumie pot să facă sala plină. Și dacă tot discutăm despre buzdugarea aruncată, la ultimul festival, la ultima ediție, de fapt la 33-a ediție a Festivalului Internațional Toamna la Voroneț, am făcut o deschidere altfel decât de obicei, un pian pe scenă și imagini care erau din perioada, nu știu, de pionerat al cinematografiei. Impactul la sală a fost atât de mare și, știu, corespondența mediatică împreună cu domnul Mindrichiu, cât ne-am întâlnit pe un teren deja pregătit și de unii și de alții. Caravan a avut succesul scontat Dan Gheorghe de la Metrou. Caravana filmului a avut succesul scontat în rândul tinerilor, așa cum anunța și domnul Vardare înainte. Da, am fost chiar încântat să vedem că sările sunt neîncăpătoare, fie că vorbești despre Operațiunea Monstru sau despre Felix și Otilia, poate trebuie să recunosc că s-a desfășurat în perioada săptămâna altfel și au preferat să vină la film și să facă educația altfel. E foarte adevărat că e important să te focusezi pe o perioadă în care poți să ai disabilitate. Și văd că a fost un succes. A fost un succes și în perioada de weekend, pentru că nu facem nimic altceva acum decât să pregătim ceea ce intenționăm să facem la Gura Humorului, să deschidem un cinematograf de artă, acolo unde să prezentăm altceva decât pot să vadă, eu știu, la televizor, pe cele 1270 de posturi care există acum, sau pe internet, să le aducem împreună cu oameni care pot să explice despre ce e vorba, sau cum poți să deosebești un film comercial de o capodoperă cinematografică. Și iată, sunt niște pași care să ne spună dacă investițiile care urmează să le facem aici au adresabilitate sau nu. Pentru că nu facem lucruri care ne plac nouă, facem lucruri unde descoperim că avem auditor. Dacă permiteți, doamnă primară, aș vrea să completez un pic ideea dumneavoastră. Se observă, într-o manieră foarte sinceră, un interes din ce în ce mai mare a spectatorilor tineri pentru film. Spun acest lucru pentru că vine din sistem, din învățământ și de multe ori aud întrebarea domnului profesor când mai vedem film, vrem filme. Cred că ne îndreptăm din nou spre o lume unde filmul își va avea poziția pe care o merită. Din păcate, nu de puține ori, televiziunile au făcut reale de servicii cinematografiei prin producții de o calitate îndoielnică. A venit vremea să ne întoarcem la filmul de calitate. Filmul mut a fost în proporție covârșitoare doar film de calitate, pentru că era produs de oameni de mare artiști și cu mare artiști. Nu întâmplător, anul acesta, la nivel de liceu, va exista și un curs de cinematografie, este pentru prima oară, deoarece suntem un oraș unde se înghite mai mult film decât în marile orașe, dacă raportăm la numărul de locuitori și la câte zile de festival avem și de caravană cinematografică, cred că suntem printre primele orașe din țară unde se consumă film. Și eu zic că e un lucru mai mult de atât bun. Pentru că la Gura Humorului, într-adevăr, se face cultura.
ați venit la Gura Humorului, bine ați venit la film. Dacă în toamnă ne-am întâlnit la Festivalul Internațional de Film și de Aporamă, toamnă la Voroneț, iată că în primăvara lui 2014 ne întâlnim la un nou festival de film, aflat la prima ediție. Este vorba de festivalul Cinemix, un festival care își propune să aducă pe marele ecran începuturile filmului românesc. Acest lucru dovedește că la Gura Humorului interesul pentru arta cinematografică și pentru artă în general a crescut simțitor. Aș vrea să invit în scenă pe cei care se fac vinovați de acest festival și de asemenea să invit oameni care susțin și promovează actul cultural în județul Suceava. Îl invit pe domnul Mihai Mindrigiu, director executiv al festivalului. Merită să fie aplaudat. Vă mulțumesc. Cătălin Ioan Nechifor. Îl invităm alături de noi pe domnul senator Neculai Bereanu. Și îl invităm pe deputatul nostru, așa este cunoscut aici în Gura Humorului, pe domnul Radu Surugiu. Și de asemenea, mi se amintește că există și reprezentantul guvernului în teritoriu. Îl invităm alături de noi pe domnul prefect Sinescu. Am să-l invit pe domnul președinte, domnul primar. Domnul președinte, vă rugăm, sunteți oaspete. Da, am să... Nu vreau să gândesc la viitor, nici de cum. Mi se pare normal, în calitate de gazdă, să invit eu la microfon pe toți cei care ne onorează prin prezență. N-am de gând să vă spun decât că e un festival de film la prima ediție și de dumneavoastră și de modul în care dumneavoastră veți aprecia oportunitatea acestui festival înseamnă ca el să ajungă la adevărata maturitate pe care, hai să spunem, Toanul la Voronez deja a obținut-o. E un experiment, în toate există un început, credem că veți pleca din această sală sau după acest festival cu un sentiment de bine, cu un pic mai relaxați decât ați venit și asta înseamnă că ceea ce încercăm noi să facem aici și atinge scopul. Pentru dumneavoastră și nu numai pentru dumneavoastră, încercăm câteva zile să aducem pe scena de la Gura Humorului capodopere ale cinematografiei românești încă de la începuturi. În toate există un început, e un nou început la Gura Humorului. Domnule președinte, vă mulțumim că sunteți aici. Două cuvinte pentru ceea ce se întâmplă în județul Suceava. Vă mulțumesc. În primul rând, bună seara, să română, bine ați venit. Afară plouă, dar în fața mea am un soare foarte puternic. Proiectorul mă cam încurcă să vă văd, dar simt așa o emoție în sală, simt oameni care au venit aici în seara asta pentru a vedea ceva de calitate. Și întrucât pe o vreme ploioasă, cel mai bun lucru care poți să faci este să vezi un film bun. Vă doresc să vă bucurați de aceste minuni care poate zăceau undeva uitate. Și pentru asta vreau să-i mulțumesc domnului primarul Sociuc că ne-a obișnuit de-a lungul timpului.
cu lucruri mai puțin convenționale, cu lucruri extrem de interesante care își fac sens și cred că e un festival care, chiar dacă acum e la prima ediție, se va bucura poate de același succes ca și toamna la Voroneț. Mult succes și vizionare plăcută! Mulțumesc. Domnule prefect, guvernul stă lângă Consiliul Județean, așa că o să vă rog câteva cuvinte. Salut, mâna, bună seara! Într-adevăr, este un eveniment inedit. După cum ne-a obișnuit domnul primar Ursaciuc, sunt o serie de evenimente care se succed în fiecare an. Și iată, în 2014, un eveniment nou care aduce în atenția noastră tuturor filmul, debutul său. Debutul când ceea ce însemna, de fapt, pelicula însemna o comunicare non-verbală pe care artiștii o stăpâneau de săvârșit și care, din păcate, astăzi a fost, să spunem așa, suplinită de ceea ce înseamnă tehnica actuală cinematografică, calculatorul, dar cred că este bine să ne amintim de unde s-a plecat debutul anii 1900 în ceea ce privește cinematografia. Înțeleg, pentru astăzi sunt două pelicule românești, ceea ce înseamnă că avem peste un secol de cinematografie românească și este bine că, și mă bucur că în sală sunt și foarte mulți tineri și totodată și eu sunt curios să văd aceste pelicule, pentru că o parte din ele nu le-am văzut. Și este important ca aceste acte de cultură, după cum am spus, ele sunt deja în calendarul orașului Gura Humorului, al județului Suceava, iar o parte din ele sunt deja pe plan național și internațional, pentru că, într-adevăr, este un vinovat și acest vinovat este domnul primar Marius Ursaciuc, care vreau să-l felicit pentru această inițiativă și, adevăr, să-l aplaudăm. Și, după cum domnia sa are o vorbă, că ediția viitoare va fi mai bună decât cea de astăzi. Ea fiind prima ediție, sunt convins că cea de la anul se va bucura de un public mai numeros și totodată de aprecierea dumneavoastră. Vă mulțumesc și vă urez vizionare plăcută. Și eu vă mulțumesc, domnule prefect. Vorba noastră este, nu vom repeta greșelile trecutului, vom face altele. E pe aproape. Așa că mă bucur că și-au făcut timp și au venit în teritoriu senatorul de Gura Humorului și deputatul de Gura Humorului. Așa că camera decizională, cine e, senatul sau camera de... Astăzi e senatul. Deci, domnul senator Nicolae. Mulțumesc, domnule primar. Sincer, sunt, nu știu câte oară, impresionat de ceea ce face aici în Gura Humorului. Am venit de atâtea ori și vin cu drag. Și astăzi, într-adevăr, este un eveniment care cred eu că merită să-l vizionați cu mare plăcere. Sunt invidios pe tinerii din sală că au așa un primar. Mi-aș fi dorit și eu în tinerețea mea să fiu invitat la astfel de spectacole, așa că să fiți mândri de ceea ce se întâmplă astăzi aici la Gura Humorului. Vă doresc sincer o vizionare plăcută și în această perioadă să vină din ce în ce mai mulți tineri aici în această sală. Vizionare plăcută! Mulțumesc și mult, domnule senator. Vă mutați în Gura Humorului și puteți avea și dumneavoastră un asemenea primar. Există soluții la toate. Domnul deputat Srugiu. Mulțumesc, bună seara. Bineînțeles că nu pot să nu remarc și să salut faptul că nu mai sunt eu cel care strig media de vârstă. Mă bucur să vă văd atât de mulți și atât de tineri și cred că suntem în asentiment sau sunt în asentimentul vostru, spunând că mă bucur extraordinar de mult că avem ocazia să vedem, să constatăm, poate și poate asta e o greșeală și a noastră, a politicienilor, că avem tradiție în foarte multe domenii, ca români, că avem tradiție, iată, și în cinematografie. O să vedeți în acest festival, sunt filme de la 1918, 1920, 1928. Sunt filme, poate, care vor prezenta o perioadă a României, o perioadă care ne mândrim, de care noi cu siguranță am citit doar în cărțile de istorie, o perioadă pe care bunica mea a trăit-o, foarte puțin, într-adevăr, fiind foarte tânăr atunci, dar este o perioadă la care, sau pe ale cărui valori trebuie să revenim. Asta este părerea mea, asta este ceea ce vreau să vă împărtășesc. De asta l-am felicitat pe Marius și pe cei din echipa de organizare de când am auzit de acest proiect. Mă bucur foarte mult că ai rolul la Gura Humorului. Vă spun ca un om care am activitate și în București, am avut, facultatea în Iași, am umblat foarte mult prin toată țara. N-am văzut până acum, nici măcar în București, care e capitala României și unul dintre cele mai mari centre culturale, poate chiar ale Europei, un astfel de eveniment.
Vă felicit pentru curaj, domnule primar. Sper că această primă ediție să o facă necesară și pe a treia și pe a patra. Vizionare plăcută vă doresc și Dumnezeu să ne ajute. Mulțumesc! Și pentru că vorbim de vinovați, mai există și în sală domnul inspector general școlar, domnul Gheorghe Lazăr, cu care noi am făcut un parteneriat și acest eveniment nu se putea realiza fără acest parteneriat, astfel încât adresabilitatea acestui festival să nu fie numai pentru humoreni, ci să fie pentru toți iubitorii de film, pentru toți cineaștii în devenire. Și dacă tot vorbeam de laude, le-am primit nemeritat numai eu, pentru că Primăria Orașului Gura Humorului e gazda și coorganizator. Există niște vinovați mai mari, vorbesc de firma Marami Events din București, cei care au reușit să obțină finanțarea de la Ministerul Culturii, ei sunt aici, noi o să ne retragem și o să-i lăsăm să vă prezinte tehnic câteva elemente deosebit de importante. Și de ce nu, dumneavoastră n-ați venit să ne ascultați pe noi, ați venit la film, să înceapă spectacolul. Domnul Mihai Mindrigiu și domnul Mihai Fulger sunt cei care sunt la fel de vinovați ca și noi pentru ceea ce există. Vă mulțumim! Bună seara! În primul rând, vă mulțumesc din suflet că sunteți într-un număr atât de mare la un festival de tip Cinemix. Trebuie să știți că e singurul festival în care îmbină într-un echilibru perfect muzica și filmul. Nu s-a mai făcut așa ceva în România. Trebuie să mulțumesc în mod special domnului primar Marius Ursaciuc, fiindcă ne-a primit și ne-a ajutat să organizăm acest festival. Trebuie să mai mulțumesc Consiliul Național al Cinematografiei pentru sprijinul acordat Institutului Cultural Român și Arhivei Naționale de Film, partenerilor noștri media și în principal Rock FM, TVR Iași și Radio România Iași. Și pentru mai multe detalii în ceea ce privește filmul și detalii tehnice, să vă invit pe colegul meu Mihai Fulger să vă prezinte filmul din seara asta. Mulțumesc mult! Bună seara! Mă bucur că sunteți în număr atât de mare la acest eveniment inedit, după cum spunea și colegul meu, după cum spunea și domnul deputat, inedit în România și există evenimente similare în alte părți ale lumii, dar pentru noi este o premieră. După cum spunea domnul prefect, în această seară veți urmări două filme. Este vorba despre scurtmetraj Lac and Harem, care urmează acum, și după o pauză, lungmetrajul Manase. Despre Manase vă voi vorbi după, în pauză. Deocamdată despre Lac and Harem, două vorbe, nu vreau să vă plictisesc, deja ați ascultat destule discursuri. Lac and Harem este un scurtmetraj din 1928, o scurtă comedie semnată de Marcel Blossoms, un critic de film reputat în acea perioadă, și de Vasile Deionescu, care interpretează și rolul principal, rolul șomerului Lache. Este un film care se remarcă în special prin două elemente, elementele erotice și elementele de product placement. Știți cu siguranță ce înseamnă product placement, mai vedeți prin filme cum este scoasă în față o anumită marcă de mașină, un anumit brand alcoolic, o anumită marcă de telefon mobil și așa mai departe. Aici veți vedea cum se făcea product placement în anii 20 și veți remarca cum se face reclamă unei firme de mezeluri, unui aparat radio, unei cafele sau unei ciocolate. Nu vă rețin mai mult, trebuie să vă spun foarte important, fiecare film prezentat în cadrul acestui festival Cinemix beneficiază de o coloană sonoră originală concepută special pentru filmul respectiv și pentru această ocazie. În această seară, coloana sonoră este concepută de DJ Radu Underwing și vă este prezentată de DJ Liviu, pe care vă rog să-l aplaudați ca să-l încurajați. Și acestea fiind spuse, vă urez o experiență cinematografică și muzicală cât mai plăcută.
us. You keep on turning, so fire in the belly, keep on burning. Dance to the rhythm, dance to the people, would you fight? On the streets! Oh,
Bună seara din nou! Mă bucur că v-a plăcut această primă experiență cinematografico-muzicală. După cum vă spuneam, va urma acum un lung metraj, se numește Manase, un film din 1928, este semnat de 1925, mă scuzați, este semnat de Jean Mihail, unul dintre cei mai prolifici cineaști români. El a făcut filme și în perioada presonoră, din 1920 și până în 1950. El a debutat cu o ecranizare după o novelă de Caragiale, Păcat. Păcatul este că filmul s-a pierdut. De altfel, o bună parte, aproximativ 80% dintre filmele românești presonore cu actori s-au pierdut, din păcate. Lache este considerat de mulți critici, mă scuzați, Manase, nu Lache, este considerat de mulți critici români cel mai bun film românesc din perioada presonoră, așa că mă bucur că poate pentru mulți prima întâlnire cu, sau a doua, cu filmul presonor românesc este cu cel mai reușit, cel mai izbutit film românesc din această perioadă. Manase este semnat, cum spuneam, de Jean Mihail, este bazat pe o dramă și universul tematic al filmului este încă foarte actual și foarte sensibil. Este vorba despre intoleranță religioasă, despre diferența de mentalitate între generații, despre conflictul dintre o concepție patriarhală și alta modernă. După cum veți vedea, filmul este încă foarte actual. Filmul, după cum vă spuneam, fiecare film este acompaniat muzical, iar fiecare coloană sonoră este unică, deci fiecare experiență cinematografică este unică. În această seară îi avem alături pe membrii colectivului muzical Abator Industries. Este un colectiv muzical atras foarte mult de experimental. Ei au mai realizat muzică live pentru filme clasice, filme presonore, precum Independența României, pe care îl puteți vedea și aici la Cinemix, dar în interpretarea lui DJ Radu Underwing și DJ Liviu. I-am văzut făcând și Nosferatu, un alt film important presonor, și au făcut și Metropolis, deci sunt specializați în asemenea concerte, în live scoring, însoțirea muzicală live a filmelor presonore. Este pentru prima dată când în România se realizează un asemenea eveniment cu filmul Manase, după cum vă spuneam, cel mai important film presonor românesc, se realizează de o trupă românească, pentru că a mai existat o trupă britanică care a acompaniat live acest film. Acestea fiind spuse, vă rugăm să încurajați pe membrii formației. Ei se vor prezenta la sfârșit și vreau să vă amintesc că în fiecare seară de la ora 19 aici puteți urmări un scurtmetraj și un lungmetraj presonor însoțit de o coloană sonoră originală, cu excepția serii de duminică, când după filmul Haiducii va urma un concert al trupei Răuți. Vizionare plăcută!
work it out. New York, work it out. Madrid, work it out. LA, work it out. San Francisco, work it out. Detroit, work it out. Chicago, work it out. Ibiza, work it out. If you believe in me, like I believe in you, we can work it out. No matter what we feel, if our love is real, we can work it out. If you believe in me, like I believe in you, we can work it out. No matter what we feel, if our love is real, we can work it, work it, work it, work it. Madrid, work it out. LA, work it out. San Francisco, work it out. Detroit, work it out. Chicago, work it out. Ibiza, work it out. If you believe in me, like I believe in you, we can work it out. No matter what we feel, if our love is real, we can work it out. Working.
Thank you.
Ghidul dumneavoastră în lumea artelor, atitudinilor, ideilor și bunului gust. Spectacolul artei la Radio Iași. Alexa Ciobăniță îi vă spune bun găsit, prieteni, la o nouă întâlnire cu lumea artelor. Știu că cei mai mulți dintre dumneavoastră caută la această oră un film bun sau măcar satisfăcător. Cam greu să-l găsiți. La Radio Iași vă facem o altă propunere. Simțiți spectacolul vieții trăind spectacolul artei. Misiunea mea de astăzi este în primul rând aceea de a vă chema într-o sală de cinema și de a vă tenta cu filme pe care aveți mai rar ocazia de a le vedea. Misiunea celor de la Asociația Cine Cultura, Marami Events și Centrul pentru Cultură, Artă și Tradiție, Gura Humorului, a fost, în perioada 8-13 aprilie, de vă cuceri într-o manieră îndrăzneață. Doar filmul bate viața, nu-i așa? Orașul nostru și-a stabilit un obicei din a promova manifestările culturale de nivel național și internațional. Avem umor la Gura Humorului, avem Toamna la Voroneț și începând din acest an vom avea un nou festival numit Cinemix, un festival de film și de muzică. E un festival atipic deoarece vorbim de filmul mut. Se observă într-o manieră foarte sinceră un interes din ce în ce mai mare a spectatorilor tineri pentru film. Spun acest lucru pentru că vin din sistem, vin din învățământ și de multe ori aud întrebarea domnului profesor, când mai vedem film? Vrem filme. Cred că ne îndreptăm din nou spre o lume unde filmul își va avea poziția pe care o merită. Din păcate, nu de puține ori, televiziunile au făcut reale de servicii cinematografiei prin producții de o calitate îndoielnică. A venit vremea să ne întoarcem la filmul de calitate. Filmul mut a fost în proporție cuvârșitoare doar film de calitate, pentru că era produs de mari artiști. Nu întâmplător, anul acesta, la nivel de liceu, va exista și un curs de cinematografie. Este pentru prima oară, deoarece suntem un oraș unde se înghite mai mult film decât în marile orașe. Dacă raportăm la numărul de locuitori și la câte zile de festival avem și de caravană cinematografică, cred că suntem printre primele orașe din țară unde se consumă film. Pentru că la Gura Humorului, într-adevăr, se face cultură. Profesorul George Checheriță, referent în cadrul Centrului pentru Cultură, Artă și Tradiție, Gura Humorului, ne spunea că există o reală apetență pentru film în rândul tinerilor din frumosul oraș stațiune situat în Bucovina. Prima ediție a Festivalului de Film și Muzică Cinemix a reprezentat o dorință colectivă, atât din partea celor care au inițiat proiectul, cât și din partea unor humoreni. Dorința de a vedea sau de a revedea filme mute românești, producții realizate în perioada 1912-1930. Și, dacă vorbim de inițiatorii proiectului Cinemix Gura Humorului, eveniment la care postul nostru de radio a fost partener media, să ne oprim la un nume, Sorin Tansanu. Povești de altă dată îmbinate într-un mod perfect spontan cu povești muzicale de astăzi. Este o poveste între vechi și nou, între primele filme ale cinematografiei române ținând cont de independența României, care a fost creată în 1912, și celelalte filme prezente în festival, și nou prin linia melodică realizată de Radu, căruia îi mulțumesc pe această cale. DJ Radu Ciolpan. DJ Radu Ciolpan, cunoscând publicului larg ca Underwing Mouth. El este vinovat pentru muzica realizată, muzica compusă, mixul compus, de fapt, că e un mix, nu este o muzică, este un mix compus pentru imaginile din film.
Ideea de bază a realizării mixului muzical a plecat de la imagine. Nu a plecat de la muzică, am plecat de la imagine. Chiar vorbeam cu Radu legat de acest lucru. Ne gândim ca proiect viitor să încercăm să facem imaginile după muzică. Nu știu dacă vom încerca acest lucru tot cu filmele prezentate la Cinemix. Probabil ca filme îi vom cere ajutorul lui Mihai Fulger, directorul artistic al festivalului nostru, cel care ne-a ajutat și ne-a recomandat filmele pe care să le putem prezenta la Gura Humorului în această perioadă. Dacă toți suntem la un festival de film și muzică, îmi vine o melodie în cap, Happy. Cred că aceasta este starea pe care mi-o dă văzând proiectul nostru realizat și încredere că putem prezenta acest festival și în alte orașe, oferind astfel posibilitatea locuitorilor să vadă aceste filme care chiar fac parte din tezaurul nostru și reprezintă o adevărată valoare artistică cinematografică pentru țara noastră. Și este păcat ca atât cinefilii din orașele din România, cât și ceilalți spectatori să nu se bucure de aceste proiecții cinematografice. Mai ales că unii dintre cei prezenți la festival au avut mici revelații văzând aceste filme. Dacă a fost Cinemix ca și poveste, asta ne bucură foarte mult și se pare că proiectul nostru chiar se bucură de succes. Pe lângă faptul că încercăm să aducem în fața publicului filmele vechi, dar în același timp încercăm să dezvoltăm o altă latură artistică destul de întâlnită în Europa. De exemplu, chiar cunosc un DJ Junior Reactor care știu că a realizat și el în Polonia acum 2 ani de zile un astfel de proiect Cinemix, doar că filmul nu era un film vechi, era un film nou, un film experimental. Chiar nu mai rețin numele regizorului care a produs filmul respectiv. Dorim nu doar prezentarea acestor imagini, ci să trezim și un anumit sentiment de bucurie, de meditație, de satisfacție celui care participă în cadrul proiectului nostru ca și spectator. Radio Iași. În trecutul recent, cele mai multe evenimente culturale din orașul sucevean Gura Humorului aveau ca temă folclorul și tradițiile românești. De altfel, întreaga zonă a Bucovinei este marcată de acest reflex, uneori generator de limite. Totuși, există un anumit simț pe care l-are publicul în ceea ce privește așteptările sale, mai puțin afișate sau conștientizate. În perioada 8-13 aprilie, Asociația Cinecultura, Marami Events și Centrul pentru Cultură, Artă și Tradiție Gura Humorului au organizat prima ediție a Festivalului de Film și Muzică Cinemix. 9 filme mute, realizate în România anilor 1912-1930, au fost prezentate unui public dornic de nou. Interesant cum noul era adus la Gura Humorului de un ilustru vechi necunoscut. Și vehiculul s-a dovedit foarte potrivit. Muzica însoțea proiecțiile nu în maniera orchestrelor care acompaniau filmele mute de altădată, ci ca o întrecere a DJ-ilor și muzicienilor cu momentele peliculei. Aceștia ilustrau filmele spontan, demonstrându-și talentul și punând un reflector subtil pe cele 9 pelicule transformate de timp în documente istorice despre o Românie aproape dispărută. Muzica a fost compusă ori mixată de DJ Radu Ciolpan, Underwing, de asemenea de trupele Abattoir Industries și Rhodes. DJ Liviu Irava a pus în mișcare mica industrie sonoră creată de DJ Radu Ciolpan.
spectacolul artei și din perspectiva DJ-ului. Iată cum se îmbină, practic, cinematografia românească de altă dată cu muzica prezentului și nu se îmbină în modul mecanic, se îmbină spontan, pentru că este vorba de niște prescheme care dau prilejul DJ-ului de a broda pe această poveste cinematografică, mută inițial. Este cel puțin interesant, având în vedere că persoana care vine să facă asta, și anume DJ-ul, și persoana care a făcut fundalul sonor, vine dintr-o zonă complet diferită. Și trebuie să aibă un studiu, o cercetare, și e o experiență nouă. Iese din zona lui de confort, se adaptează și vede ce se întâmpla acum ceva timp și încearcă să adapteze ce se întâmplă acum pe filmul de altă dată. Mai ales că DJ-ul este un om puțin al viitorului de fiecare dată. DJ-ul de multe ori este cu un pas înaintea multor promotori ai modernismului. De ce? Pentru că el trebuie să aibă o viziune minimă, măcar, vis-a-vis de sunetele care vor veni, de sound-ul muzicii care va veni. El trebuie să fie un intuitiv prin excelență. Așa este, dar dacă e să oglindim partea de sunet cu partea de imagine, lucrurile cu care au venit oamenii care s-au ocupat de partea video în 1920-1930 a fost ceva nou pentru cei din 1900-1910. Da, trebuie să ne gândim, dragi prieteni, că a face film sonor în 1930, să spunem, când era la început filmul sonor în România, însemna o dovadă de avangardism, însemna o dovadă de modernitate absolută. Organizatorii festivalului au venit la colegul meu, DJ Radu Ciolpan, au venit cu această idee extraordinară, de altfel. Însă trebuie să avem în vedere și faptul că în momentul în care adaptezi un sunet pe partea ce ține de cinematografie, trebuie să ai în vedere și publicul care îi se adresează. Pentru că e un lucru să adaptăm mai multe sunete unui public care poate e puțin mai obișnuit cu astfel de lucruri și un public pentru care este o experiență nouă, pentru că de la public vine energia. Ce capcane întinde DJ-ului acest tip de film? Poate capcana timpului ar fi cea mai mare capcană. Ce am observat eu și am rămas plăcut impresionat și atât timp cât am stat și am vizionat filmele mute, am realizat că există niște paralele, niște comparații, merg oarecum mână în mână. Și anume, am observat că filmul mut al anilor 20-30 avea la bază expresiile. Școlile de mimodramă generau actori pentru astfel de filme. Având în vedere că nu exista sunet, toate sentimentele și emoțiile erau transpuse prin mimică. Așa cum în muzică sunt transpuse emoțiile prin diferite sunete. Și cred că undeva acolo au un punct de întâlnire și urmează un drum comun. De-a lungul festivalului și pentru tot soundtrack-ul pentru care a fost de-a lungul festivalului, colegul meu a optat pentru mai multe stiluri. A optat pentru stilul oriental, deoarece am văzut și anumite îmbinări orientale. Să nu uităm filmul La Chien Harem, care reclama o astfel de ilustrație muzicală. Exact, pentru că am văzut că exista promovare a produselor prin intermediul unor firme care, dacă stăm să ne gândim, erau mute și totuși promovau niște produse. A fost undeva la granița din muzica electronică cu influențe orientale. La Independența României am ascultat mai mult o muzică clasică, cu multe influențe de pian, de jazz, saxofon și așa mai departe. Și la filmul Haiducii am asistat la o adevărată îmbinare de sunete care au dus mai mult spre zona prezentului, zona muzicii electronice, adaptat cu folclor, ceea ce a reprezentat acea perioadă. Eu sunt mai ales critic de cinematograf, pentru că am început până a mai fi și alte lucruri.
fost magistrat, m-am susținut până la gradul de consilier de casație, mă rog. Am fost critic literar, am fost poet, am scris poezii, am scris traduceri de poezii, am tradus poeți străini. Am fost profesor de istorie la Facultatea de Drept din București, profesor de istorie a ideilor sociale și am ales meseria de critic cinematografic. Târziu, când a început cinematograful să fie într-adevăr o arte. De ce? Mi s-a părut că asta spune tot. Știți că s-a spus odată că meseria de gazetar duce pretutindeni cu condiția să ieși din ea. E, cariera de cronicar cinematografic duce pretutindeni cu condiția să nu ieși niciodată din ea. Eu am socotit întotdeauna că problema cea mai mare a omului este căutarea fericirii. Și mă întrebam nu numai dacă fericirea există, dar mă întrebam mai ales ce aia fericirea. N-am descoperit-o. Eu a descoperit-o un foarte mare gânditor francez, Alain, acela care a scris Le Propos d'Alain, și care spunea așa, o vorbă foarte înțeleaptă. Spunea, fericirea există, dar trebuie să o cauți în lucrurile mici. Și fericirea este sinonimă cu verbul foarte obișnuit, cu verbul a reuși. Dar a reuși cum? A reuși mereu. Și lucrurile mici au marea proprietate de a fi multe și deci te-ați permite să reușești mereu. Ca să fii fericit și să izbutești, trebuie să alegi acele lucruri care se potrivesc cu ce poți, cu ce știi, cu ce crezi, cu ce ești. Dar dacă lucrurile se prezintă mascate, atunci dumneata riști să nu înțelegi valoarea lor, dar esența lor. Și atunci ai impresia că cu toate lucrul se potrivește perfect cu tine și nu se potrivește ca nu cam perete. Și atunci firește că dacă încerci ceva, eșuezi. Și în loc să acuzi ghinionul, lipsa de noroc, ar trebui să acuzi lipsa dumitale de înțelegere. Ori există o școală unde poți învăța meseria dezînșelării, meseria ruperii măștilor de pe fața lucrurilor. Și această școală este filmul. Trecut, prezent și viitor în Moldova, numai prin Radio Iași. Fonoteca de Aur, Radio Iași, ne provoacă amintiri spectaculoase. Trecutul hrănește prezentul. Nu vrem să comitem un truism, ci pur și simplu încercăm să urmărim o succesiune în timp a valorilor. Vocea marelui critic de film, D.I. Sucheanu, ne-a amintit cu un zâmbet că cel care îmbrățișează această carieră are o mare responsabilitate. Modul în care el vede public producțiile cinematografice și mărturiile sale despre acel act cultural pot fixa în timp o anumită viziune. De altfel, există și genul de articole etichetă, ce au însoțit unele filme de altă dată. Mihai Fulger s-a născut la Piatra Neamț, dar cariera sa este una bucureșteană. În prezent a ajuns un cunoscut filmolog, ocupând funcția de șef oficiu cinematecă în cadrul Arhivei Naționale de Filme. Cum poate influența un festival inedit pentru gura humorului, așa cum este Cinemix, consumul evenimențial într-o localitate marcată foarte mult de tradiții populare și de turism? Este întrebarea care deschide dialogul nostru cu Mihai Fulger, aflat la gura humorului în perioada 8-13 aprilie, în calitate de director artistic al Festivalului de Film și Muzică Cinemix. Sunt născut în Piatra Neamț, dar trebuie să spun că m-am cam rupt de acest oraș. De 14 ani trăiesc în București și nu prea mai cunosc agenda culturală nemțeană. Însă cred că este foarte important
pentru asemenea orașe mici, cum este Gura Humorului, să beneficieze de astfel de evenimente și cinematografice, pentru că, în general, sălile de cinema au cam dispărut din orașele provinciale. Dacă nu au dispărut, oricum, au puține spectacole, puțini spectatori, condiții de proiecție foarte scăzute. Aici mă bucur să descoper în Gura Humorului o sală foarte bună și pentru cinema, dar și pentru alte spectacole, și un public care mi s-a părut destul de primitor, destul de deschis către noi experimente, pentru că acest festival care a debutat la Gura Humorului, Cinemix, Festivalul de Film și Muzică, este un eveniment inedit pentru spațiul românesc. În alte țări există asemenea festivaluri, cel mai cunoscut este în Italia, se numește Zilele Filmului Mut, dar în România există experiențe singulare. Există câteva trupe care acompaniază live filme mute sau presonore. Eu prefer termenul de presonore pentru că niciodată cinematograful acesta nu a fost cu adevărat mut. Experiența cinematografică era mereu însoțită de o muzică. Orchestră în sala de cinema. Exact, de la un pian, o vioară, până la o orchestră întreagă. Deci asemenea evenimente sunt destul de rare, inclusiv în București. Și cred că era necesar un festival precum Cinemix pentru a familiariza publicul nostru cu un gen de spectacol care în Occident este destul de cunoscut și de apreciat. Spectacolul cinematografic este însoțit de o ilustrație muzicală ce pune accentul pe actualitate, deși trimiterile sunt către epoca filmului, respectiv anii 10, anii 20. În seara în care avem această discuție, văzuserăm împreună două filme, Lucky in Harem din 1928 și Manase, 1925. Unul aparținea unui filmolog care a devenit regizor peste noapte, dar interesant, Marcel Blossoms, celălalt Jean Mihail. Unul dintre sponsori care avea o cafenea numită Pașa și a ales un rol important în film, anume rolul Pașei. E vorba de Șișmanian. Da, Șișmanian, exact. Un armean întreprinzător care își făcea publicitate astfel. Da. Ai pus în prezentarea filmului accentul pe un lucru important, anex filmului, dar important din punct de vedere istoric și sociologic. Faptul că publicul a avut ocazia să vadă un product placement. Cum se consuma în anii 20 în România? Un fel de proto-product placement. Într-adevăr, erau făcute reclame la mezeluri, la cafea, la ciocolată, radio și așa mai departe. Și da. Un aparat foarte performant pentru acei ani. Da, exact. Jean Mihail, în cazul filmului Manase. Jean Mihail reprezintă unul dintre pilonii filmului românesc din timpul monarhiei. Atât în filmul presonor, cât și în filmul sonor, Jean Mihail a făcut performanță pentru acei ani. Chiar sunt filme rămase în Arhiva Națională de Filme, producții pe care astăzi istoricii filmului le consemnează ca interesante, dacă nu sunt oricum extrem de valoroase ca documente. Ei bine, Jean Mihail atunci era în prima lui perioadă, a filmului presonor. Era la câțiva ani după ce urmase școala de film de la Viena. Manase este primul său film care s-a păstrat. Știm că a mai făcut o adaptare după o novelă de Caragiale, Păcat. Din păcate, filmul s-a pierdut, cum s-au pierdut foarte multe dintre filmele perioadei presonore. Deci putem afla doar din mărturile epocii, din cronicile de la data premierei câte ceva despre el. Și, în general, părerile au fost împărțite. Manase, în schimb, este, cred, capodopera filmului presonor românesc. Este, în primul rând, un film care beneficiază de o temă, de un univers tematic foarte actual și încă foarte sensibil. E vorba despre intoleranță religioasă, despre relații interconfesionale, subiecte care și astăzi atrag cineaștii din toată lumea. Și modul în care abordează Jean Mihail aceste subiecte, chiar dacă puțin melodramatice, specific oricum pentru acei ani. Da, și pentru creația lui Jean Mihail a fost mult atras de melodramă și de documentar.
A avut o filmografie foarte diversă, a lucrat și superproducții și filme... De serie. Da, da. Unele comenzi, altele din pasiune, proiecte personale, un cineast foarte diferit, foarte inegal, dar mereu pasionat foarte mult de arta cinematografică. Manase, pentru mulți critici, și eu sunt de acord cu ei, reprezintă cel mai izbutit film românesc din perioada presonoră. Să zicem, dacă Manase e cea mai bună dramă, Maiorul Murat este cea mai bună comedie a perioadei presonore din România. Trebuie să spunem că Maiorul Mura îl avem în postura de actor, mai târziu va deveni un regizor foarte cunoscut pe Jean Georgescu. Inclusiv în postura de scenarist. Și se spune că ar fi fost cumva și co-regizor, pentru că Ioan Timuș, cel care apare ca regizor, avea o cu totul altă profesie, era avocat și... Nu se știe dacă avea o înclinație deosebită către arta cinematografică sau a fost o simplă întâmplare că a ajuns să regizeze acest film. El după aceea nu a mai recidivat, a avut și niște probleme financiare cu acest film și nu a mai recidivat, a renunțat la arta cinematografică. În schimb, Jean Georgescu, așa cum spuneai și tu, a ajuns un mare regizor, capodopera lui absolută fiind o notă furtunoasă. În 1942, când acel film este păstrat în Arhiva Națională de Filme destul de bine, cu câteva tăieturi, din păcate, dar totuși documentul există. Îl avem acolo pe Alexandru Giugaru, în rolul principal, Beligan, foarte tânăr, pe Iordănescu Bruno. Domnule, spune-mi de grab că am destrit. Cine ești? Ce caută de mine asta în casele oamenilor? Sunt un junet răș nefericit care suferă peste poate și iubește la nemurire. Nu striga! Nu striga, ai pietate. M-ai întrebat să spun cine sunt, ți-am spus. Ce caut? Ingrada, nu mi-ai scris chiar tu în original să viu? Eu? Iată-mă. M-am transportat la localitate pentru ca să trebuie că te iubesc, precum iubește sclavul, lumina și orbul, libertate. Domnule, parol! Și tu mă iubești pe mine, nu mai îmi plac cu moftă. Te-am văzut de atunci seara, Ion. Prin băiatul la care se girea cum n-a am aflat că acum ești liber. Ți-am scris, mi-ai răspuns să viu și a venit. Pentru că se trebuie. Acum înțeleg eu tot. Interesant este că ambii regizori despre care am vorbit mai mult, anume Jean Mihail și Jean Georgescu, după schimbarea de regim, au trecut la filme realist-socialiste. Așa este. Pe de altă parte, documentele mai puțin cunoscute ne spun că acești regizori au fost cumva șantajați. Ei erau total dependenți de arta lor, nu știau să facă altceva, erau total răpiți de această pasiune. Și momentul când li s-a spus, bun, continuați cu această profesie, dar serviți regimul, ei au acceptat. Totuși, Jean Georgescu revine cu o replică împotriva comunismului foarte subtilă în 1955, cu filmul Directorul nostru, un pamflet, greu acceptat. Chiar unii regizori mai oportuniști, și trebuie să îl cităm din păcate pe Sică Alexandrescu, au fost folosiți împotriva lui Jean Georgescu, scriind proteste, scriind cronici, cum că Jean Georgescu nu ar fi servit realismul socialist. Nu te gândești la răspunderea pe care o ai, ci numai la avantajele pe care ți le asigură situația. Te-ai aristocratizat și ai devenit un fumurat periculos. Am să trag una câte una de sub tine pernele pe care ți-ai așternut culcușul moale. O să te izbești de mine la fiecare pas. Da, da, trebuie să realizez o cotitură în muncă și în atitudinile mele față de oameni și în viața mea personală. N-am să mai dau cu apă de colonie pe piept. N-am să mai trimit femeia de serviciu cu mașina instituției după cumpărături la piață. Și nici nevestii n-am să-i mai dau mașina. Fie ce-o fi. Da, într-adevăr. De altfel, după Directorul nostru, Jean Georgescu a fost marginalizat și a reușit foarte greu să mai facă filme. A făcut niște adaptări după Caragiale, dar multă vreme a fost obligat să stea pe tușă și să-i urmărească pe cei mai tineri cum fac filme. De altfel, are un rol foarte interesant într-un film, nu filmăm să ne amuzăm, de Iulian Mihu, care este un regizor cumva șantajat sau obligat să facă o comandă și o face cu detașare, să spun cu ironie, pentru că nu are alternativă. Pasiunea lui e filmul, trebuie să se adapteze. Și asta a fost mare tragedie a lui Jean Georgescu, care ar fi putut face mult mai mult în condiții normale pentru cinematografia românească. Jean Mihail, în schimb, din păcate, a terminat
cu un film realist socialist, Surba Dracului. În 1957, la câțiva ani moare, Jean Mihel a avut o viață mai scurtă. Se știe că Jean Georgescu a trăit până în 1994. Jean Mihel a trăit mai puțin. El a lăsat niște memorii foarte interesante în volumul Filmul Românesc de altă dată. Dar și ele foarte profund arondate discursului ideologic. Exact. Pentru că dacă citești printre rânduri, vei vedea anumite exprimări care nu-i aparțin. Am înșghebat, în continuu am înșghebat. Exprimări pe care le întâlnești și la Ion Cantacuzino. E greu de crezut că acești intelectuali, totuși rafinați, aveau un limbaj atât de limitat. Cu siguranță ideologia s-a strecurat în textul publicat. Am avea nevoie de o reeditare. Și repunere în discuție a documentelor originale. Da, da, da. Cum e nevoie cu mai mulți cineaști care au activat în perioada comunistă. Moldova ascultă Radio Iași. Ascultați Spectacolul Artei la microfon Alexa Ciobăniței. Emisiunea noastră continuă până la ora 21. Discutăm în această emisiune despre un eveniment care a beneficiat de parteneriatul media Radio Iași. Prima ediție a Festivalului de Film și Muzică Cinemix. Festivalul, având un concept unic în România, a fost organizat de Asociația Cine Cultura, Marami Events și Centrul pentru Cultură, Artă și Tradiție, Gura Humorului, în perioada 8-13 aprilie. Criticul de film Mihai Mardare, absolvent al Universității Ieșene de Arte George Enescu, este un vechi colaborator al emisiunii noastre. De mai mulți ani, în calitatea sa de consilier în cadrul Centrului Național al Cinematografiei, a adus la Iași mai multe personalități din domeniul filmului, postul nostru de radio implicându-se în evenimentele respective. Astăzi îl regăsim pe Mihai Mardare în postul de director-coordonator al Centrului pentru Cultură, Arte și Tradiție, Gura Humorului, o instituție în sala căreia publicul s-a bucurat de proiecțiile festivalului Cinemix. Selecția pe care a făcut-o Mihai Fulger a fost una foarte riguroasă și când am fost înștiințat că proiectul cu Festivalul de Film și Muzică va avea loc la Gura Humorului, am fost foarte încântat. Mă bucur că publicul a fost receptiv la un festival inedit dedicat cinematografului mut, a pionierilor cinematografiei românești. Casa de Cultură din Gura Humorului pe care o conduci are un sediu refăcut în ultimul timp, un sediu care chiar atrage publicul. Este păcat, dragi prieteni, să nu vizitați această Casă de Cultură, mai ales că această instituție pune la dispoziție diverse evenimente astăzi. Și vreau să vorbim despre modul în care s-a armonizat inițiativa celorlalți organizatori cu instituția pe care o conduci. Programul de activități pe care l-am propus la momentul venirii mele în orașul Gura Humorului a fost unul foarte elaborat, în sensul că Centrul pentru Cultură, Artă și Tradiția, noua titulatură a fostei case de cultură orășenești, își dorește să creeze o diversitate pentru publicul larg, publicul tânăr. Mă adresez lui în primul și în primul rând, dar nu voi neglija nici celelalte categorii socioprofesionale prin genul de evenimente pe care le voi desfășura în următoarea perioadă de timp.
Cu siguranță vor fi microstagiuni teatrale, vor fi lansări de carte, voi găzdui festivaluri de film care se desfășoară în România. Sunt deschis la o multitudine de evenimente în zona asta, expoziții pe zona de arte vizuale, artă vestimentară, tot ce ar interesa comunitatea din orașul Gura Humorului. Ești în același timp consilier în cadrul Consiliului Național al Cinematografiei. Ai acces la tot ce înseamnă document istoric cinematografic și te invit să vorbim puțin despre aceste filme prezentate în festival, deoarece ele aparțin unor epoci diferite, dar în același timp sunt clasificate în zona filmului mut sau a filmului presonor. De ce spun epoci diferite? Pentru că într-o perioadă în care cinematograful se dezvolta de la an la an, era o artă nouă, 1912, filmul Independența României, înseamnă cu tot o altă epocă față de 1928. Așa e viața, alt film românesc. Acumulările care apar în această perioadă sunt uimitoare, în ceea ce privește calitatea imaginii, în ceea ce privește mimodrama, pentru că aceasta era calea prin care actorii se adresau publicului în filmul mut. Da, este foarte interesantă discuția pe care o avem acum, în sensul că de la 1912, de la primul film făcut de Grigore Brezeanu, Independența României, și până la momentul apariției sonorului 1929, când mulți alți regizori, atât din țară cât și din străinătate, au mai făcut filme mute. Am văzut zilele astea câteva secvențe și, mă rog, le revăzusem cu mult timp înainte la Arhiva Națională de Filme și mi-au reîmprospătat memoria. Mă refer acum chiar la filmul Așa e viața. Sunt secvențe memorabile, sunt mari actori ai vremii care și-au spus cuvântul atât în teatru cât și în film. Sigur că tehnica deja avansase la momentul 1927-1928, se filma într-un ritm rapid. La momentul 1926, când intră în producție filmul Haplea, care a fost proiectat în cadrul festivalului. Trebuie să facem o paranteză, este un film de animație, unul dintre primele filme de animație semnat de Marin Iorda. Este unul dintre primele filme și singurul păstrat în Arhiva Națională. Sigur, au fost mai multe filme în perioada respectivă, dar este singurul care arhiva îl are în depozitul de la Jilava, cu o lungime de 320 de metri. Filmul știu că a fost produs de Leon Popescu, marele Leon Popescu, care produsese și Independența României în 1912. Casa de film, filmul de artă Leon Popescu. Exact. Noua casă lui de producție se numea Centrala România Film, viitorul administrator al sălilor de cinema de pe teritoriul României. Radio Iași este vocea Moldovei. Filmul mut pentru publicul tânăr, publicul pe care eu vreau să-l formez în următoarea perioadă de timp, cred că sunt la curent cu acest cinematograf, văzând acum un an, doi, artistul care a fost premiat cu cel mai bun film străin. Cred că sunt mulți iubitori de acea perioadă a cinematografului mut. Sunt convins că publicul tânăr și nu numai au revăzut filmele lui Charlie Chaplin și cred că este un festival care își merită locul aici la Gura Humorului. Îl întreb atât pe filmologul Mihai Mardare, cât și pe directorul Centrului pentru Cultură, Arte și Tradiție Gura Humorului, ce înseamnă Cinemix? Cinemix nu este doar un eveniment găzduit de această casă de cultură, este un eveniment la care Casa de Cultură și-a adus din plin contribuția. Festivalul de film și muzică Cinemix e un festival care cred că vine în întâmpinarea altor manifestări de gen pe care le voi derula pe parcursul anului și acum mă refer la Festivalul de Film Internațional Documentar, Diaporamă și Artă Fotografică, care va avea loc în toamna anului 2014. E un festival binevenit în comunitatea orașului Gura Humorului. Ceea ce îmi doresc să aibă și o continuitate, sigur că Centrul pentru Cultură, Artă și Tradiție a depus un efort în promovarea evenimentului, unul foarte serios, în sensul că un festival de film în România se pregătește cu foarte mult timp înainte.
pentru a veni în întâmpinarea publicului doritor de a vedea filme într-o sală recent renovată la Centru pentru Cultură, Artă și Tradiție. Atunci când îl prezentam pe criticul de film Mihai Fulger, director artistic al Festivalului de Film și Muzică Cinemix de la Gura Humorului, spuneam că urmărim istoria în plină desfășurare. Nu putem vorbi despre trecutul cinematografiei românești și în cazul Cinemix, trecutul s-a exprimat prin filme presonore, fără a lua pulsul prezentului. În ultimii ani, cinematografia românească surprinde, este bogată în subiecte și, săracă din punct de vedere economic, are un impact spectaculos asupra publicului și specialiștilor din țările cu o puternică tradiție în cea de-a șaptea artă. În anul 2006, Mihai Fulger a semnat volumul de interviuri și comentarii Noul Val în cinematografia românească. Noul val în cinematografie, un subiect care te pasionează, un subiect căruia te-ai dedicat și un subiect pe marginea căruia ai publicat. Ce înseamnă noul val? Pentru că discutam odată cu Radu Gabrea, care refuza categoric, bineînțeles, el făcând parte din altă generație, era o reacție profund subiectivă, respingea noțiunea de noul val. Ce e noul val? Spunea el. Toți suntem noul val la un moment dat. Cum este totuși noul val? Pentru că, până la urmă, clasificările sunt necesare, deși au rigiditatea lor, dar sunt necesare într-o istorie a filmului. Istoria este o poveste continuă. Nu numai Radu Gabrea, ci și cineași mult mai tineri dintre cei debutanți după 2000 refuză această sintagmă, această etichetare drept noul val. Sincer să fiu, eu acum prefer sintagma de nou cinema românesc cele de noul val. Pentru că atunci când spui noul val, te gândești automat la noul val francez. Și condițiile în care s-a format la sfârșitul anilor 50 noul val francez sunt cu totul diferite de cele în care s-a creat noul cinema românesc după 2005, mai precis după moartea domnului Lăzărescu. În sensul în care nu sunt respectate niște condiții foarte importante pentru a identifica o școală artistică. Nu există o solidaritate între acești reprezentanți, nu există un manifest comun, nu există o revistă, cum a fost Cadiu Cinema pentru Noul Val francez, în care ei să-și publice opiniile și articolele polemice, nu există un lider. Mă gândesc mai mult la un nou cinema românesc, cum a fost Noul Cinema german, din care cu timpul s-au evidențiat câteva nume, câțiva mari autori, Fassbinder, Volker Schlondorf, Wim Wenders și așa mai departe. Deci acest nou cinema românesc, care are câteva norme care consider că au fost impuse de Cristi Puiu, el a fost cel care a făcut primele filme în, să spun, acest stil, influențat de preocupările sale din timpul studenției elvețiene. El le-a impus, le-a folosit prima dată în Marfa și Banii din 2001, lumitajul său de debut, apoi le-a impus în 2005 prin Lăzărescu, care a avut succes la Cannes, a câștigat primul În Certain Regard și a fost pentru mulți critici ai lumii printre cele mai bune filme ale anului 2005. Și după aceea s-a observat că mai mulți cineaști din generație tineri au schimbat cum a cazul spre propunerea estetică a lui Cristi Puiu. Se vede clar diferența, de exemplu, dintre primul lungmetraj regizat de Cristian Mungiu sau Radu Muntean, Occident sau Furia, și al doilea lungmetraj, 4 luni, 3 săptămâni și 2 zile sau Hârtia va fi albastră. Deci e clar că atunci a apărut practic acest nou cinema, ale cărei caracteristici le-am observat cu toții. Cadre secvențe lungi, uneori filmări din mână, handheld în engleză, refuzul muzicii fără sursă în cadru, refuzul prin planurilor inutile, după care apar unele abateri de la aceste norme și interesante sunt și aceste abateri. Filmele regilor mai tineri, Radu Jude, Marian Crișan, Adrian Sitar și așa mai departe,
care sunt la limită cumva între noul cinema și un nou cinema de gen, adică încearcă să atingă și anumite genuri în afara subiectelor realiste, felilor de viață cu care ne-au familiarizat regizorii debutați după Cristi Puiu. După Cristi Puiu, acești regizori au dezvoltat atașamente estetice față de propriul lor grup, în sensul că au dezvoltat un anumit tip de cinematografie sau reușesc să aibă un stil bine individualizat? Se văd destul de greu nuanțele. Nu spun că se copiază unii pe alții, dar de multe ori parcă se influențează foarte îndeaproape. Așa este, se observă la unii cineași mai tineri din ultimele promoții copierea, aș spune, la milimetru a unor modele care au ajuns să devină mode. Dar în același timp există și cineaști, autori care au reușit să-și impună un stil al lor. Bine, sub influența înainte mergătorului Cristi Puiu. O aurora lui care pare un fel de piatră de hotar. Da, da, acolo chiar a fost un act polemic, un răspuns la un anumit tip de cinema care miza foarte mult pe dialoguri și mă refer la filmele la care lucrează ca scenarist, co-scenarist, dialogist Răzvan Rădulescu, cel cu care de altfel Cristi Puiu a colaborat la primele sale două lungmetraje. Dacă în unele filme există exces de dialoguri care îți spun cam tot ce trebuie să știi despre personaje, în Aurora Cristi Puiu a încercat ceva complet diferit. Oricum, deci există unii autori, unii cineaști români care și-au impus un stil. E vorba despre Cristian Mungiu, cel mai premiat regizor român și cel mai apreciat la Cannes, Corneliu Porumboiu la fel, Radu Jude, Adrian Sitaru. Fiecare are anumite caracteristici specifice lui. Deși se apropie de, să spunem, dogma, între ghilimele, impusă de Cristi Puiu, fiecare aduce ceva al său, își pune amprenta personală asupra filmelor pe care le semnează. Și asta e foarte important, pentru că o cinematografie nu poate să fie, sau nu ar trebui să fie toată la fel. Trebuie să existe voci personale care își spun poveștile în modul lor de a le spune, adică au o amprentă foarte puternică și foarte personală. Se știe că mai toți criticii de teatru din România au pe ce lucra, mișcarea teatrală din România este una decentă, iar consumul evenimențial, că tot vorbeam la începutul dialogului nostru de acest tip de consum, este destul de puternic în România în ceea ce privește teatrul, cu accent profund pe București, pentru că acolo este concentrată mișcarea teatrală cea mai puternică. Ce se întâmplă cu criticul de film? Are el suficientă carne cinematografică din care să muște în România de astăzi? Eu cred că da. Oricum, din numărul total al premierilor, care acum a trecut de 20, ceea ce acum câțiva ani ar fi fost foarte greu de crezut, de altfel el a crescut constant de la anul 2000, când practic n-a fost nicio premieră românească până astăzi. Din aceste 20 și de premiere dintr-un an, procentul filmelor, să spunem, peste medie, bune și foarte bune, unele chiar sclipitoare, este mai mare decât în anii precedenți și chiar cu siguranță decât în perioada comunistă, când cinematografia era foarte influențată de propagandă, de discursul oficial. Deci, cred că criticii din ziua de azi au suficientă carne pentru a o analiza. Din păcate, o mare problemă este faptul că criticii români și-au pierdut în bună măsură autoritatea și credibilitatea, pentru că au apărut foarte mulți bloggeri, foarte mulți comentatori nu atât de avizați a evenimentului cinematografic și uneori cititorului care nu are o pregătire îi e mai greu să facă diferența și să aleagă opinia avizată, opinia avizată de cea a unui amator. Și asta e o mare problemă, pentru că mai ales de când a dispărut și Alex Leu Șerban acum 3 ani, nu prea mai există critici cu autoritate. Și bine, critica de film suferă în toată lumea, din păcate, în acest moment. Dar cred că printr-o, să spunem, o educare
a tinerilor generații de cinefili, poate potențial cineaști, prin programe de cultură cinematografică, prin evenimente cum este acest festival Cinemix și altele care se organizează multe în București și la țară, se poate ajunge la o mai bună cultură cinematografică, iar avantaja atât pe criticii români cât și pe cineaștii români. Radio Iași, mereu alături de tine. Ai văzut multe, Mihai Fulger, de-a lungul timpului, cu toate că ești foarte tânăr, dar totuși ai trăit mult în ceea ce privește întâmplările din mediul filmului și mă refer inclusiv la filmul internațional. Cum este privit filmul românesc în diferite medii occidentale? Pentru că dacă ne raportăm la producții ca După dealuri, de exemplu, care au o semnificație anume pentru intelectualii din România, și mă refer la intelectualii pur sânge, nu intelectualii care servesc anumite curente de opinii, mă refer la intelectualii cu un aparat critic destul de evoluat și destul de aplicat pe ceea ce înseamnă actul cinematografic. E bine, în Occident, multe filme românești sunt plăcute din perspectiva exotismului, din perspectiva specialului. La noi nu s-ar putea întâmpla așa ceva. Ia uite ce interesant, ce se întâmplă la ăștia. Nu cred că este chiar așa. Eu cred că aceste povești, să spunem, specific locale, sunt apreciate în festivaluri și nu numai în festivaluri și în teritoriile unde le sunt distribuite aceste filme și pentru semnificațiile lor universale, pentru că de multe ori unii oameni care trăiesc în țări cu culturi și tradiții complet diferite se recunosc în ceea ce văd în filmele românești. De exemplu, știu chiar de la Moartea domnului Lăzărescu, al lui Cristi Bui, despre care am amintit anterior. Mulți au spus că, uite că nu e vorba doar despre sistemul de sănătate din România. Și în țările lor sunt la aceleași probleme. Deci nu e vorba despre asta, este pur și simplu drama unui om care moare și a celor din jur care sunt mai mult sau mai puțin indiferenți la suferința protagonistului. Până la urmă, în ciuda elementelor specific locale, meritul uriaș al filmelor românești este, nu al tuturor normal, al celor izbutite, marele lor merit este faptul că ating semnificații universale. Și întotdeauna, circulând pe la festival, observ că există un interes real pentru noile filme românești. Uneori chiar ești uimit. De exemplu, acum anul acesta la Berlin a fost prezentat în secțiunea Forum noul film al lui Corneliu Porumboiu, Al doilea joc, un lungmetraj foarte experimental, la limita dintre documentar și ficțiune, în care 90 de minute vezi un match Steaua Dinamo din 1988 și auzi pe fundal pe regizor și pe tatălui, fostul arbitru actual afacerist Adrian Porumboiu, discutând pe marginea jocului. Și eu inițial am crezut că nimeni la Berlin nu o să fie interesat de așa ceva. Însă am fost foarte surprins că la vizionare de presă, pentru că am fost la vizionare de presă, sala a fost arhiplină și foarte puțini au plecat până la sfârșitul filmului. De obicei, când nu le place, ziariștii, criticii pleacă imediat, nu mai stau. Dar la filmul ăsta în care se vorbea despre un meci de fotbal dintre Steaua și Dinamo în 88, au rezistat până la sfârșit atâția ziariști și critici din toată lumea fără să se plictisească și este un lucru incredibil. Deci acest fapt dovedește, în opinia mea, interesul uriaș pe care îl strânește și cred că îl va continua să-l strânească în următorii ani filmul românesc. Pe Mihai Fulger l-am întâlnit, așa cum am spus la începutul dialogului nostru, în calitatea sa de director artistic al Festivalului de Film și Muzică Cinemix, prima ediție, de la Gura Humorului. Ce urmează pentru Mihai Fulger? Anul ăsta sunt implicat în mai multe festivaluri. Acum mai am un festival la București, Cinepolitica, un festival, să spunem, tot așa de nișă, dedicat pelicurilor cu tematică predominant politică și voi mai avea câteva festivaluri, în special în București, un festival de film turistic, dar și în țară. Voi fi implicat de un festival domnului Radu Gabra, despre care am vorbit anterior, de la Mediaș. Deci am și mai multe proiecte în cadrul Cinematecii Române de care mă ocup, Cinemateca Română care are două sale în București, Eforie și Union, și care ține de Arhiva Națională de Filme. Intenționez să public și o carte anul acesta, nu pot să dau acum mai multe detalii. Deci am suficiente proiecte pentru acest an și pentru cele care vor urma.
Festivalul de film și muzică Cinemix, un eveniment ce a avut loc la Gura Humorului în perioada 8-13 aprilie. Vorbim despre valoarea artistică a unui festival, dar nu neglijăm și factorul organizatoric. Mihai Mindirigiu, de la Marami Events, s-a specializat în organizarea de evenimente. De la evenimente sociale la evenimente culturale, Mihai Mindirigiu a ajuns la acest festival, cucerit fiind de filmele românești de altădată. În timpul regimului comunist, mai ales în anii 50, diriguitorii culturii au decis arderea unor filme din timpul monarhiei, lăsând astfel un mare gol în tezaurul cinematografic românesc. Motivul oficial consta în nevoia de argint pe care ar fi avut-o statul. Bineînțeles, cantitatea de argint pe care o putea obține statul comunist din arderea unei pelicule cinematografice era infimă. Alte filme au fost mutilate. Probabil unele cadre nu conveneau mai marilor acelui timp. Filmul românesc din perioada 1900-1948 a pătimit la fel ca numeroasele clădiri și monumente de dinaintea celui de-al doilea război mondial căzute sub buldozerele omului nou. Mihai Mindirigiu, director executiv Cinemix, este una dintre persoanele pe deplin conștiente de valoarea acestor filme, veritabile mărturii ale trecutului românesc. Un film românesc necunoscut, un film românesc revelat multora din Gura Humorului astăzi. Ceea ce am încercat noi prin organizarea acestui festival de muzică și film de tip Cinemix. Cinemix este un fenomen care a apărut în Franța în 1970 și atunci nouă ni s-a părut foarte interesant și am zis hai să încercăm să le organizăm și în România și am zis din paleta de filme mute românești pe care le avem în Arhiva Națională de Film. Din păcate nu avem multe de ales, fiindcă 80% dintre ele s-au pierdut de-a lungul anilor. Am ales 9 filme românești, mute, cele mai reprezentative din punctul nostru de vedere și pentru a da o culoare și mai mare festivalului, ele sunt acompaniate de muzică live electronică. Chiar dacă la început cinematograful mut și acest fenomen Cinemix implica doar film mut și muzică de pian, noi am zis, hai să încercăm să facem și mai atractiv și atunci am adus muzica anilor 2014, muzică mixată de către DJ. Unde să organizăm acest eveniment? Instinctiv, prima parte am vrut să-l facem la București. După aceea ne-am gândit, haideți tot să mergem într-o stațiune turistică din România. Și așa a ajuns Gura Humorului. Fiindcă noi prin festival aducem vechi cu nou, vechi reprezentant de film și nou de muzică, așa și stațiunea Gura Humorului are în binare și un echilibru perfect între vechi, care este reprezentat de tradiții și de mănăstirile din jurul Gura Humorului, și nou prin ceea ce a reușit să construiască în ultima perioadă această stațiune și atunci se pliază perfect cu ideea noastră de festival. Este genul de eveniment bijuterie, un eveniment care nu bate foarte mult toba, un eveniment în același timp adresat celor sentimentali sau celor care dezvoltă o anumită curiozitate. Pentru un domeniu ascuns de diverse epoci, dus undeva sub preșul istoriei, iată că astăzi vedem sau revedem aceste filme, unele dintre ele incomplete din păcate pentru că au fost lăsate într-o arhivă total neprietenoasă, arhiva de la Jilava. Noi încercăm să readucem pe prietenii noștri cinefili, să-i aducem în cinema și să le arătăm și o parte necunoscută de mulți a filmului românesc, aceste filme mute foarte vechi. Ce a simțit Mihai Mindirigiu în momentul când a văzut pentru prima dată aceste documente istorice? Plăcere, pur și simplu plăcere. Sincer, m-am îndrăgostit pe loc. Fiindcă filmul mut te supra-solicită și e diferit de celelalte film, la modul că trebuie să fii foarte concentrat la ceea ce se întâmplă și nu poți să prinzi acțiunea din mers, cum e la celelalte filme, unde personajele îți vorbesc și poți să-ți dai seama ceea ce ai pierdut. Spectacolul artei, final de ediție. Dragi prieteni, Alex Ciobăniței, realizatorul emisiunii, vă mulțumește pentru atenție și vă dorește sărbători cu lumină în suflet.
Următoarea noastră întâlnire este luni seara, începând cu ora 21, la emisiunea de teatru scurt Invitațiile Taliei. Pe curând!